trecem acum la sesiunea de întrebări. Pe Părintele Mihai și Părintele Sabin să răspundă și în funcție de când vor simți că cine, cum de răspuns. Citesc prima fără să fac selecție pentru mine. Cum îmi schimb întristarea în întristarea tipă de Dumnezeu sau în bucurie? Cred că a fost legată de tema despre bucurie, întrebarea, și sigur că opusul bucuriei este întristarea. Spune Sfântul Apostol Pavel că întristarea nu aduce moarte, întristarea pe Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire. Deci întristarea după Dumnezeu nu este o întristare al unicii, este întristarea pentru păcatele proprii, care înseamnă pocăința, întristarea pentru că am pierdut harul Dumnezeu, iar această întristare ca pocăință nu este zdrobitoare, nu aduce deznădejde, ci aduce nădejde și dă bucurie sufletului, pentru că Dumnezeu este iertător. Atunci, o astfel de întristare nu este opusă bucuriei. Deci, întristarea ca pocăință nu este opusă bucuriei, ci poate fi concomitentă. Poți să fii un om care te pocăiești și pocăința poate să fie o stare profundă a inimii tale, iar tu să fii un om vesel. Și mă aduc aminte de ce relata Sfântul Silvan Apostol, experiența pe care a avut-o, povestind despre un om care cânta în satul lui din acordeon și era foarte vesel și despre acel om se știa că a făcut o crimă și că a ispășit crima respectivă prin an de ochnă. Și l-a întrebat cum te poate să fie vesel știind că a ucis pe cineva. Și răspunsul a fost că ani de zile am plâns și l-am rugat pe Dumnezeu să mă ierte și când am simțit că m-a iertat, am început să mă bucur. Deci există o întristare care poate fi trăită simultan cu bucuria și este întristarea pocăinței. Părinte Mihai, în direct, pentru simțirea asta, mai simțit cu aceeași intensitate prezența Duhului Părintelui Teofil ca în timpul între ea, cât de mult vă ajută prezența sa? Și-ar mai fi una. Ați mai întâlnit în România un Bucovii. De aceea și înălțimea asta este întrebarea. Înscrieți-ți. Încerc cu a doua întrebare. Fiecare Bucovic este unic. Și este unic pentru cel care este ucenic. Categoric, pentru mine, cel mai mare Bucovic rămâne Părintele Teofil. Iar prezența Părintelui Teofil nu mai poate fi simțită, nu mai resimt cu atâta intensitate categorică, așa cum nici cei care aud despre Părintele Teofil nu au aceeași bucurie ca atunci când l-au întâlnit. Era ceva legat strict de prezența lui fizică și duhovnicească în același timp, răspândea bucurie și nădejde, îți dădea o încredere. A fost Părintele Teofil un munte de credință, un adânc mare de nevinovăție și din nevinovăția aceasta izvora bucuria lui modificare. Era ca un copil, ca un copil fără nicio grijă, pentru că știa că Tatăl poartă de grijă pentru toate. Prezența pe care o simt acum este de o altă natură. Este o prezență care o simt mai ales în momente critice, în momente de răscruce și în momentul devin conștient de prezența Părintelui Teofil, în momentul în care am mângâieri duhovnicești, bucurii și pe care știu că nu le merit și pe care știu că le primesc ca mijlocire, ca urmare a mijlocirii duhovnicului pe care l-am avut.
Sunt conștient de aceasta și sunt conștient când am căderi în întristare, că oarecum am îndepărtat de ceea ce m-am învățat să fac părintele pe care l-am avut. Dacă îmi permiteți, Părinte Vasile, Părintele Teofil se prezenta mereu ca fiind o realizare a prietenilor săi. Să știți că și noi suntem o realizare a Părintelui Teofil și mulți alții care l-au cunoscut pe Părintele Teofil și care au încercat să se țină de rânduială, de viața duhovnicească recomandată de Părintele Teofil. Pentru mine, Părintele Teofil e prezent fiecare zi în viața mea, pentru că mă rog pentru Teofil, așa cum mă rog Domnul Iisus, mă rog mai și Domnului, cer rugăciunea pentru Teofil. De altfel a fost și ultimul cuvânt din această lume, mântuirea mea cu Părintele Teofil, Părintele Mihail, a fost acolo martor în spital, înainte cu 2 zile de amutit. Părintele ne-a chemat, m-a chemat cu familia ca să ne doamnă rămas bun. Și i-am spus foarte scurt, Părinte, vă iubim și să vă rugați pentru noi și ultimul cuvânt al Părintelui, pentru mine și familia mea a fost așa să fac și simt că Părintele se roagă pentru mine și pentru toți cei care cer rugăciune. În plus de asta, la Berlea am ridicat un paraclis în Sfântul Grigorie Palama, care este și cel catedic Părinte Teofil Părea. De fiecare săptămână îl ascultăm pe Părinte Teofil cel puțin de două ori, miercurea și duminica, și vedem. Deci este foarte viu și în plus de asta, încă la Radio Reîntregirea, Părinte Teofil propovăduiește fiecare săptămână, are spațiu pe costul de Radio Reîntregirea. Și să facem seara la Radio Trinitas. La ora 9. Poftiți? Sâmbătă la 9. La sâmbătă la 9. O întrebare e pentru amitor. O reformulezi la dată. Se adresa la Părintele Mihai. Cum v-a învățat Părintele Teofil să vă rugați pentru duhovnicii Sfinției noastre? Personal, nu mi-a adresat niciodată o astfel de formulare să mă rog într-un anumit fel pentru duhovnicul care era. Toată îndrumarea pe care o dădea Părintele Teofil, să știți că e deosebită într-o mare măsură față de tipul de îndrumare duhovnicească pe care îl întâlnim adeseori și la Lanțară, în special în părțile Moldovei, și mai ales în Grecia, unde, când am fost cu Părintele Teofil în 2008, chiar un părinte de acolo care ne-a invitat, Părintele Profesor Constantin Carisalidis, a făcut aprecierea aceasta că îndrumarea din Grecia are deficiența aceasta de punctul lui de vedere, că leagă prea mult pe ucenic de duhovnic și că îl face să fie dependent și aproape infirm în acțiunile lui, legându-l în orice acțiune de duhovnicul Părintele Teofil. Și că în centrul vieții spirituale grecești stă duhovnicul aproape vorbindu-se despre duhovnic mai mult decât despre Domnul Hristos. La Părintele Teofil am învățat invers. În centrul vieții noastre stă Domnul Hristos. El n-a vorbit atât de mult despre duhovnicie, cât a vorbit despre Domnul Hristos și despre Domnul Hristos se revarsă toate darurile, inclusiv cel al îndrumării duhovnicești. Prin urmare, ceea ce ne-a pus Părintele Teofil în atenție a fost centrarea vieții noastre pe credința în Mântuitorul și pe toate darurile pe care le avem în această credință. Iar dacă devenim oameni cum se cade, oameni de treabă și oameni credincioși cu adevărat, nu se poate să nu ne referim, să nu ne raportăm corect și la duhovnicul nostru, așa cum s-a raportat el la părinții lui duhovnicești și la părinții lui trupești. Cu respect, cu recunoștință și cu sentimentul permanent al îndatorării. Părintele Teofil, cu cei care eram apropiați, prieteni, pe care foarte mulți prieteni, și prieteni. Și a zis cuiva, cineva a zis, Părintele, eu am o prietenă, Monica, și Părintele a zis, și eu am o prietenă, Monica. Și a zis,
că sunteți călugări. Vedeți ce minte oamenii vă părintesc la mintea, că eu am foarte mulți prieteni și prietene și prietenii le-am programat pentru veșnicie. Și mai spunea părintele, sunt prieteni și cu vii și cu morții. Adică și care trec dincolo rămân vii în inima părintelui. Deci, noi cei care eram apropiați, prietenii părintelui, vă desconspir ceva pe care mulți probabil că știu. La spovedanie, nu ne spovedam îmbrățișați. Este un lucru care nu se poate descrie cu bine. Și poate că e singurul care lipsește. Adică când mergeam la părintele, părintele ne cuvinea în brață și stăteam cu omărul la urechea părintelui, da? Și așa ne spovedeam. Păi nu poți să mergi oricum. La un moment dat, și mie mi-a spus, dragă, mai faci treaba asta, la mine nu mai... să-ți fie rușine în fața Domnului, cum poate mai în fața lui Dumnezeu. Acestea erau părintele și dragostea lui era cea care te făcea să te rogi pentru nu ții minte să mă fi rugat să mă rog pentru dânsul, însă tot timpul am făcut-o și pe față. Sigur că întrebarea pentru că trebuia anunțată. Eu sunt convins că, așa cum părintele era foarte apropiat de ucenicii, îi simțea apropiat și pe ucenicii, a și spus aici că, știți că la un moment dat se mai supără prietenii între ei și el a spus așa că el nu-și face prieteni, că numai pentru eternitate. A afirmat-o la una din conferințe. Dar cred că îi sfătuia pe ucenicii, pe cei apropiați, nu pe cei care se vorbea cum să se roage pentru el. Cred că în aceeași măsură, părintele, pentru fiul cultivă o relație specială între oameni și duhovnicilor. Cred că aici mai degrabă, dar era greu. E greu să-ți dai seama cum sfătuia, pentru că atunci când se întâlnea cu oamenii în relația cu fiii lui duhovnicești, sigur că niciun nu prea am auzit duhovnici care să îi învețe pe ucenici cum să se roage pentru ei, pentru ucenici, pentru duhovnicilor. Bun. O întrebare pe mai multe bilețele din acest motiv o pun. Cum poți să îți păstrezi bucuria atunci când cei din jurul tău sunt răi cu tine, chiar dacă tu ești bun, nu vei copii? Și cineva, cum să nu se întristeze atunci când cei din jur sunt răi? Cum să-ți mai păstrezi echilibru în asemenea tragedie? La finalul unei conferințe, ținut la Brașov, în 1996, Părintele încheia cuvântul apoteotic în entuziasm întregii sări, după o avalanșă de referințe, de citări din Sfânta Scriptură și din Sfinții Părinți, după ce a spus pe nerăsuflate cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur de la Paști, încheia spunând că astfel de gânduri te fac să treci din lumea aceasta, să ai o simțire în altă lume. De aceea a spus că bucuria, terapia pe care o propune Evanghelia și pe care a susținut-o Părintele Teofil, este o bucurie din altă lume și dacă ai bucuriile acestea, poți să suporți întristările pe care le primești de la lume și de la trup. Deci, numai așa, trăind cu mintea ancorată în realitățile duhovnicești, poți suporta mai ușor întristările și durerile de lumea aceasta. Asta pe o parte. Pe de altă parte, când mergeam cu diferite nemulțumiri la Părintele Teofil, legate de relațiile dintre noi în mănăstire, și ne plângeam lui,
le spunea, dragă, ce te doare? Mândria doare, că smerenia nu doare. Deci să fim conștienți că atunci când ne dăm seama că alții ne supără, ne supără și pentru faptul că avem și noi o contribuție la răutatea lumii și contribuția noastră este mândria din noi, iar dacă schimbăm mândria în smerenie, nu mai percepem atât de acut răutatea lumii. O percepem acut pe a noastră și a lumii nu ne mai afectează. Și putem să facem față la toate cercările și supărările lumii acestei cercări din jurul nostru, dacă ne întâlnim în bunătate. Deci, după ce insista Părintele și ați ascultat și aseară și care ați spus lucrarea de căpetenie în biserică, a noastră, a preoților și a tuturor celor de biserică, este cum să ajungem de la răutate la nerăutate, și de a nerăutate să ajungem la bunătate și să fim tot mai buni și să fim statornici în bunătate. Pentru că putem să fim buni, dar atunci când se întâmplă ceva, să ne mâniem. Te dea exemplu Părintele, de ceea ce spunea, cred că Sfântul Isaac Siru, că atunci când, dacă aruncă cineva cu o piatră într-o sticlă și se sparge, va mirosi în funcție de conținutul acelei sticle. Dacă acea sticlă este apă, dar va mirosi urât. Dar dacă înăuntru este mir, va mirosi amir. Așa se întâmplă și cu noi. Dacă noi, înăuntru nostru, lucrăm și ne străduim să ne curățim pe noi înșine, cum spunea Părintele, de toate lucrurile, prin spovedanie, prin împărtășanie, prin rugăciune, și să ne curățim vasul, inimii, mintea, atunci, în momentul în care suntem încercați, noi, în trupul nostru, cei din jurul nostru, boli, suferințe, încercări, atunci vom putea să ne păstrăm pacea. Pentru că, urmă, asta este întrebarea esențială. Cum poți să păstrezi pacea din lăuntru, să nu te tulburi, să nu reacționezi într-un mod urât, rău, ci din contră să poți să primești toată ca din numărul Dumnezeu. Ori lucrul acesta se poate întâmpla doar dacă ne statornicim în bine și în bunătate. Cineva a întrebat cum slujea Părintele Teofil, având în vedere că era or, și eu cu dumneavoastră și la noi la biserică, Părintele niciodată nu era în slujea singur și niciodată nu era protos. Întotdeauna modică, când a fost de la Chirotomie, așa i s-a încredințat, așa i s-a spus și Părintele, sigur că așa proceda, dar eu pe Părinte să răspundă mai clar. Da, i-am pus să vedem pe Părintele care l-a Chirotomit, că voi fi co-slujitor, co-liturghisitor, niciodată nu vei putea să slujești singur. I-a spus-o ca să fie spusă în orice caz Părintele. Era suficient de conștiință, își dea seama că nu o să poate sluji toate actele care se fac în timpul Sfintei Liturghii și că va trebui să slujească împreună cu ceilalți. Nu l-a deranjat absolut deloc lucrul acesta, din potriva l-a bucurat, pentru că era un om al comuniunii. Nu știu dacă ar fi fost foarte bucuros să slujească singur, dar domnul cu alții a fost totdeauna bucuros să slujească și slujea cu o naturalețe, o simplitate și o regentate deplină, încât nu se simțea că nu vede în timpul actului liturgic. Foarte discret, era suficient să face un mic semn, dat fiind faptul că știa foarte bine tot ce se petrece și tot ce urmează să se petreacă în timpul Sfintelor slujbe, știa toate slujbe pe din afară, știa toate gesturile liturgice pe din afară, știa, era și un dar deosebit de la Dumnezeu pentru aceasta, că avea și o dexteritate foarte bună și manuală și se orienta foarte bine. Așa încât nu te dedicai de el la liturghie, era foarte, foarte discret, te urma pe nebăgate de seamă tot ceea ce făcea, era suficient să îl atenționezi foarte puțin și știa ce urmează. Deci slujirea cu Părintele, din punctul acesta de vedere, chiar învățător, nu reprezenta nicio predică. Din potrivă, era o mare bucurie să slujești împreună cu Părintele Teofil și pentru faptul că
slujea cu o implicare totală, slujea cu o dedicare deplină, se simțea, când slujea în perioadă, îți dădeai seama că omul acesta stă în fața lui Dumnezeu și făcea abstracție de toate micile de reguli care ar fi putut să existe în timpul slujirii, în partea altor slujitori. Apropo de slujire, mi-a venit în minte o întâmplare pe care mi-a relatat-o preasfințitul Sofian. Preasfințitul Sofian, când s-a dus la mănăstire, în primele lui luni de viață la sâmbătat, în timpul unei liturghii, cineva i-a dat un pomelnic pentru Părintele Teofil. Și s-a dus bucuros să-i ducă pomelnicul în timpul Sfintei Liturghii Părintele Teofil. Părintele primea pomelnice, trebuia însă cineva să-i decitească ca să le poată pomeni. Și unele, cred că știa mai bine, și el transcria și le pomenea în rugăciuni personale sau la liturghie. Ori, mergând Preasfințitul Sofian pe vremea aceea, nu știu dacă era călugăr, în Serafim, s-a dus la Părintele și a zis, Părinte, cineva v-a dat un pomen. Și atunci Părintele, în anumite momente, vrea să ia atitudine sau se îndrepta așa pe spate și a zis, dragă, așa ceva în viața ta să nu mai faci. Că a început liturghia să nu mai vii la mine cu așa ceva. M-ați spus lucrul acesta, pentru că e lucru important ca să știți când aduceți pomenicul. Până ce pe liturghia să putem să pomenim. Părinte Teofil, după ce începea liturghia, nu mai pomenim. Noi acum suntem, de multe ori obligați să mai pomenim. Dar asta și pentru faptul că, așa cum spunea Părintele Mihail, în rugăciune, Părintele era foarte sobru. Dacă ați văzut și în filmările pe care le-am pus, și cei care l-am cunoscut, la biserică era printre primii, dacă nu primul care intra în biserică, slujea, era acolo tot timpul atent, cerea ca slujba să se facă foarte clar, foarte limpede, să se vorbească bine, dacă nu, la mănăstirul lor mai intervenea, dar că zi mai tare să se audă, pentru că tot ce se spune în biserică e important. Dar nu confirma faptul că eu, vă dați seama, nu slujisem niciodată cu el. Am venit aici, am slujit și a fost foarte firesc, foarte mă cunoșteam, dar nu întotdeauna când venea la București și slujea. Mai de câteva ori slujit la noi, la biserică. Și a fost foarte simplu, într-adevăr. Dar vă dați seama că Părintele era dotat, a avut Dumnezeu la dorit cu o memorie fantastică. Imaginați-vă că noi uneori ne punem așa de băicărim până la în timpul studiilor că nu prea am avut condiții, trebuie de genul acesta. Nu știu dacă știți, dar Părintele Teofil știa, învăța și limba germană. Și un om, totuși, dacă stăm să ne gândim, știa foarte mult și... Părintele Teofil a fost multă vreme pentru faptul că a slujit 20 de ani ca și diacon, până la vârsta de 54 de ani și apoi încă 24 de ani a slujit ca și 26 de ani ca și duhovnic. Părintele a fost un om de bază la strana mănăstirii și cunoștea foarte multe tropare de roz, iar atunci când nu știa, era după unui sfânt și nu știa textele, era cineva care îi șoptea la ureche și Părintele cânta. Exact cum se întâmplă în Grecia, de Sfântul Munte, este un canonar, cel care, pe vremuri, să știți, cântăreții nu știau tot să citească. Nu știau tot să citească și atunci cine știa, citea un vers și cântăreții cânta. La fel a fost și Părintele. Și în plus de asta, Părintele a fost și ghidul mănăstirii. Mai mulți ani prezenta mănăstirea, prezenta expoziția de icoane. Prezentarea epitafului, uitat de Părintele Arsenie Boca, cu detalii, de culori, de, și chiar nu pe cineva care a fost, nu știa că Părintele nevăzător. Și la sfârșit a fost șocat când i-a explicat despre icoane și pentru că era nevăzător. Sigur, noi am prezentat lucrurile din perspectiva celor care văd. Despre un om care nu vede, ai
ce înseamnă, mai avem un prieten care este și el preot, sunt mai mulți prieteni nevăzători, dar avem un prieten care este preot nevăzător, Părintele Stelian, și care poate spune din interiorul experienței ce înseamnă să te orientezi, cât este dificil lucrul acesta în altar, ce înseamnă să slujești fără să vezi. Și noi am spus lucrurile, partea frumoasă a lucrurilor, pentru că există și o parte mai puțin frumoasă, aceea că trebuia să, categorie ca să îl poți orienta pe Părintele Teofil, trebuia să fii un pic cât de cât dezghețat la muncă, să te orientezi. Cum poate fi orientat un om care nu vede? Dar am întâlnit așa multe situații în care, în loc să îl conducă din față, îl împingeau prin altar. Sau unul lua să domnule și altul domnule și trăgeau în direcții diferite. Și în locul acesta, sigur că poate fi și cazos, poate crea și nemulțumire și de aceea Părintele, când încercă mai mult să-l ajute, crezând că îi pot fi de folos, cea dragă, unul mă descurcă, doi mă încurcă. Când un musulman studiază doctrina bisericii sale, adică a credinței sale, eu citesc aici, se duce la slujbele de la moschee, se roagă, etc., și consideră și se consideră bucuros. Când un budist sau hindus studiază de asemenea doctrinele lor, se duce la templu, se roagă, practică meditații, se consideră bucuros. Întrebare. Dumneavoastră considerați că ei se pot numi bucuroși având în vedere că ei sunt de altă religie? Cumva, care este bucuria lor? Care este bucuria ultimă? Părintele Teofil avea un cuvânt de tărâmie ca principiu în viața. În viața nu se crește prin comparație. Asta în privința raportărilor la alții, de aceea nici bucurile nu pot fi comparate, fiecare își trăiește bucuria lui. Noi, din punct de vedere creștin ortodox, ocotim că bucuriile noastre vin nu de la ceea ce facem noi strict, ci vin de la Dumnezeu și avem convingerea că bucuriile noastre ne pun în legătură cu Dumnezeu și transcend lumea aceasta. Folosea Părintele cuvânt de la Sfântul Saxiru, care spunea că comorile credinței sunt mai mari decât comorile acestei lumi. Deci există și bucuria acestei lumi, există și bucuria alte credințe, dar noi încercăm să trăim, sau bine să încercăm să trăim bucurile din credința noastră. În Hristos și în Biserică. Dacă îmi permiteți o nuanțare, nu s-a să zice că Dumnezeii neamnilor sunt unele traduceri idol. Traducerea autentică este în față, că spun foarte bine, sunt draci. Nu e traducerea veche și traducerea autentică. Iar Sfântul Simeon Maur Teodor zice așa, că nimeni nu are acces la adevăr în afară lui Hristos. Trăiește niciun. Și de ce? Noi știm foarte clar. De ce spune Mântuitorul, eu sunt calea, adevărul și viața? Pentru că de la înșelarea lui Adam și până la Mântuitorul Hristos, ce este Sfântul Maxim Mărturisitorul, Filocalea volumul 3. În momentul în care omul a păcătuit, s-a îmbolnăvit de necunoașterea lui Dumnezeu. Și am vorbit creator cu creatură. Și zice clar, nu poate fi cunoaștere a adevărului, nu poate ajunge la cunoașterea adevărului, că n-a avut lui Hristos nimeni. Cu toate că Sfântul Sinod, Teolog, Sfântul Isaac, Sfântul Isaac, Sfântul Isaac, Sfântul demonul. Și, dar totuși, în afara lui Hristos, Părintele Sofronie, cam în același spirit, spunea așa, că în Biserica Ortodoxă am de plinătatea Harului.
Am tot ce-mi trebuie. Din acest motiv, nu caut în altă parte. Nu e problema mea ce se atinge. Însă una este să pui, să pun întrebare și problema dacă ceilalți se mântuiesc sau nu se mântuiesc, dacă ei ajung la o bucurie sau nu. Însă în raport cu adevărul de credință, este clar și indubitabil. În afară lui Hristos, sunt înșelate, clar. Bucuria noastră vine de la Dumnezeu, iar bucuriile celelalte sunt pământene. Sunt de la Duhul acesta, de la mintea aceasta, de la niște bucurii ale lumii, sunt trecătoare. Bucuria noastră este bucurie de la Domnul Hristos și este veșnică. Este păcat să fii trist? Cum îți dai seama că ai ajuns să simți bucuria curată? Tristețea, da, părintele Sabine aducea aminte de cuvântul părintelui Arsenie Boca, Sfântului Arsenie de la Pisoc, că un călugăr trist este un călugăr cu lumile stinse. Tristețea nu e păcat în sine, este stare care urmează păcatului și este un simptom al păcatului. Adică arată o stare de păcat. Nu e păcat în sine că ești trist, dar ești trist pentru că ești în stare de păcat. Atunci Sfinții Părinți foarte mult insistă asupra ieșirii din starea de stare, ca stare în care diavolul ne poate arunca foarte ușor în ispite. Întristarea seamănă cu apă tulbure, în care este foarte greu să-ți dai seama ce va urma, neavând limpezimea minții. Întristarea este cea care te poate, nu este păcat, dar cea care te poate duce la păcat. Provine ca urmare a păcatelor și te poate duce la păcate. De aceea Sfinții Părinți insistă foarte mult asupra ieșirii din întristare, ca fiind poate chiar mai periculoasă decât păcatul în sine. Pentru că întristarea poate să fie o păcătuire, o cauza păcătuirii continuă. Deci e foarte important, la Athos, în perioada contemporană, părinții duhovnicești insistă foarte mult asupra întristării ca fiind o stare malefică, o stare sigur nu de la Dumnezeu. A fi trist este deja un semn de boală sufletească. Cum pot alunga vedeniile ce apar în timpul rugăciunii? Acum, de bine, dacă ai ajuns la stare de vedenie, mă te întreb. Meditațiile ne-au învățat să vizualizez, m-au învățat să vizualizez ceea ce se spune în e un cuvânt pe care nu îl descifrez. Dar oricum, cred că aici, cum putem alunga vederile? E un cuvânt, cred că dintr-o tehnică am cam ieșit la ședințele astea. Eu, pe meditație, se... Acum, eu, ce pot să vă spun? Vă spun ce spunea Părinte Teofil și am zis că aseară, Sofian. Părinte Teofil, când îi veneau alte lucruri, alte gânduri, să zic așa, străine de rugăciune, le făcea rugăciune. Deci, ăsta e un sfat bun pe care îl dau. Adică să face rugăciune. De exemplu, se rugau părintele și îi venea în minte o poezie. Dacă... Pentru că știa că sunt. Atunci spunea poezia respectivă și după ce venea poezia și zicea, ne-așa cum fost fain Doamne. Bineînțeles că dacă e să ne raportăm la Sfinții Părinți și am discutat cu părintele problema aceasta a imaginației, de exemplu, Sfinții Părinți spun că imaginația este fruntea dracilor. Sunt un scărat. Și alții. Da. Bineînțeles acum, zicea și părinte, depinde, imaginația depinde și de noi. Adică depinde de ce îți, ce acumulești tu în minte. Da. Lucrurile se întâmplă și cu ce visăm, visăm în general de ceea ce suntem preocupați, la fel și rugăciune. Rugăciune este o oglindă a sufletului.
E, atunci când ne rugăm, e ca și când ne-am pune o oglindă în față și înainte de a ne întâlni cu Domnul Hristos, ne întâlnim cu Domnul Hristos. Și să dacă recunoaștem că ăștia suntem, este începutul rugăciunii noastre, chiar dacă ne vin tot felul de... Începe să ne rugăm și ne vine în minte ce n-am făcut, sau ce am zis greșit în ziua respectivă, sau ce ne-a supărat cineva. Ăștia suntem, dar să nu revenim acolo, să insistăm totuși să revenim cu mintea la rugăciune, fie citind rugăciuni, fie să atunecim mintea pe cuvintele rugăciunii. Și atunci, cu darul Dumnezeu, vom putea să îndăturăm imaginile, ce se întâmplă cu un om care se uită la televizor sau pe internet, la lucruri necuvincioase. Păi vin mai des la rugăciune. Și biserică. Îți vine minte. Nu poți să lucrești. Nu știu ce poți să faci. Zicea Părintele, să cu un trecut, trecutul rău, să-l astupi cu un prezent bun. Adică, insista Părintele pe ocolirea pricinilor de cădere. Știi că lucrul acesta te duce la păcat, ocolești. Și acum nu intrăm în discuția asta, dar e o problemă foarte, foarte serioasă, problema internetului pentru tineri, de la tinerețe până la bătrânețe. Oamenii sunt acaparați de ecran și stau acolo cu mintea în virtual, ori în virtual nu te poți ruga. Sfinții Părinți vorbesc despre starea de pocăință pe care trebuie să o trăim permanent ca și condiție pentru a aspira mântuire. Cum se împacă această stare de pocăință, plângerea păcatelor cu bucuria de care vorbește Părintele Părinților? Cred că la întrebarea asta am răspuns cumva pe la prima întrebare. Vorbind despre pocăința cu bucurie, vorbind despre întristarea despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel, întristarea lui care duce la moarte și întristarea pentru Dumnezeu care pe viață veșnică. Sfântul Apostol Pavel spune la un moment dat că în ciuda suferinței sunt covârșit de bucurie. Există posibilitatea aceasta de a trăi niște stări care par la prima vedere antinomice să fie trăite simultan, concomitent. Și vă spun încă o dată că pocăința cea adevărată, nu poate fi dătătoare decât de bucurie. Plânsul duhovnicesc nu înseamnă încântare. Avea plâns duhovnicesc Părintele Cleopa, ochii erau aproape în permanență în lacrimi, cum aveau și alți Sfinți Părinți, și el era totdeauna cu fața veselă. Deci există un plâns duhovnicesc pentru păcate și, în același timp, o stare de bucurie pentru nădejde. Și lucrurile nu se contrazic și nu se opun dacă sunt trăite într-un mod autentic duhovnicesc. Știți că este un caz foarte concret în partea doi frați? Asta vreau să spun, iată. Doi frați au păcătuit, frați de mănăstire. Și au venit, s-au dus la duhovnicul lor, la stariciul lor, și acum doi au primit același regim, același canon. Dar nu mai se stea în chilie, au consumat numai pâine și apă și timp de un an de zile să se crească de ceea ce au făcut. Și după un an de zile, unul a ieșit înfloritor, iar altul a ieșit istovit, uscat și a întrebat pur și simplu, cum ați petrecut voi, dar amândoi s-au crezut, amândoi au ieșit bine din canon. Și a zis unul așa, a plâns tot timpul pentru păcatul pe care l-am făcut. Cum am putut eu să greșesc atât de grav și i-am cerut iertare lui Dumnezeu și am nădejde că Dumnezeu mă va ierta. Și celălalt zice, eu m-am bucurat atât de mult că Dumnezeu mi-a dat vreme de pocăință și mi-a dat șansa aceasta și să pot să stau aici și să pocăiesc pentru ceea ce am făcut și mi-a dat vreme Dumnezeu și m-am bucurat enorm de mult. Și a ieșit, într-adevăr, plin de viață. Acum să știți,
că Părintele a anunțat, a spus Părintele, Părintele Sabin, Părintele, eu nu știu multe din intimitatea Părintele, dar aici, dar cei care se spovedea Părintele, le dădea acest program de viață și dacă nu îl îndeplineau, cred că doar două din el, dacă nu îl îndeplineau, se oprea spovedane și îi pregătea acasă și spunea, vina ta viitoare, după ce faci asta, nu avem ce discuta. Părintele, Părintele Cleopa, Părintele Cleopa, foarte mulți din oameni, știți că a zis Părintele Rafael, următorul lucru. Îl iubesc pe Părintele Cleopa, dar mă fac puțin pe Cleopiști. Și Părintele Cleopa nu era deloc. Știți cât de bun era Părintele Cleopa? Iertați-mă cei care probabil l-a spus mai mult decât mine. Dar eu l-am cunoscut de când eram în seminar și aveam ca o șansă să stăm în chilie de vorbă cu el. Ore și că nu îl căutau atunci oamenii, așa cum l-au căutat după la Moscova. Era de o bunătate și de o bucurie și de o veselie, te făcea să râzi, te făcea să te bucuri, povestea, de exemplu, și cu Părintele Arsenie. El a avut, știți, au fost trei frați. Și azi este, mi-a zis Părintele Arsenie, Pavacel. Păi, unul era mai aspru ca altul, Cleopa și Gheorghe. Iar Vasile zice, doi nea, al treilea frate. Și i-au zis Cleopa și Gheorghe lui Vasile, hai Vasile, vii cu noi în pustie, cu părinții, care părinții? Dacă dați-mă la Bărbunie să mă putin acum vreți. Dacă nu, și zice, ce crede, cum credeți? Știți spusa? Care a fost sfârșitul lui Vasile. Iertați-mă, dar este foarte relevant. El suferea de boală. Asta mi-a povestit-o că mi-a relatat-o Părintele Arsenie. Copaciuc. Suferea de boală, un fel de niște crize, panică, epilepsie, nu știau, nu l-au dus la... Și când cădea așa într-o stare din aceasta și se frământa și se lăsa jos și veneau părinții, făceau rugăciune și el se ridica. Și într-o zi când a ieșit de la liturghie, a avut o criză din asta și imediat au dat părinții să vină spre ceva. Nu, stați, stăpână, a venit stăpână. Și s-a înseamnat și a revenit și l-a chemat stațiu. Vasile, ce ți-a zis stăpână? Mi-a zis stăpână să mă pregătesc în 3 zile mă ia. Ce s-a întâmplat? A luat lucrurile foarte serios. S-a spovedit, s-a părășit și la 3-a zi și-a luat rămas bun de la toți, s-a așezat pe pat și a murit. Și mă întreabă Părintele Arsenie, care era foarte respectuos față de părinți, de preoți, indiferent ce vârstă avea. Ce credeți? S-a mântuit Vasile. Sigur să nu părinți. Iar Gheorghe, care era foarte aspru, când îl cărca laba cu cimel și cu din ăsta, ca să acolo construia, își spătea centura de la brâu și își trepea câteva pe spate și spunea în carte, pune acolo să omor capul. Dar asta era atitudinea. Diferența aceasta, apropo de faptul că nu se trăiește prin comparație, viața, mai ales viața de muncească, diferența aceasta este grozăria. Dumnezeiască, este minunea dumnezeiască, pentru că știm clar, Dumnezeu nu are nimeni de pierdut. Odată ne-a pus la Părintele Inatus, la Părintele Tănase Petrună, cu prieteni de ai noștri și de Părintele lui Sabin, care căutau așa prin culpa, prin carnete, prin pașapoarte, prin tot felul de din astea. Și vechi, foarte vechi, asta știi. Și-a întrebat de 3 ori, Părintele, cum e cu pașapoarte? S-a zis, păi, dar v-am zis, v-am răspuns. Și înțelegeți că Hristos nu stă la colț să ne plătească greșelile ca să ne plătească, să ne lucrească. Caută și uitați-vă în Scriptură, lucruri formidabile, adică Mântuitorul Hristos, în fața fariseilor și cărturilor, îi justifică pe toți păcătoși. În
celebrare Eucharistiei, să închei și mai departe. Deci, absolut, cred că pentru fiecare dintre noi are Dumnezeu calea, iar Părintele este Miloae. L-am vizitat foarte târziu cu noi să mergem ca studenți la el. Erau câțiva București cu care Părintele ținea legătura, erau prieteni. Nu se permitea oricui să-l viziteze, era aici închis aseară, 11 ani de zile, până la seară, pe acasă. 11 ani de zile n-a avut voie. Eu în anul 4 de facultate, în 88, în semestrul întâi, am cerut rectorul institutului din vremea respectivă, i-am cerut să-l aducă pe Părintele Stănin, noi să-l cunoaștem și noi, să-l vedem. Nu știam de unde să luăm. Și mi s-a răspuns foarte mult. Am aflat după aceea. Și ne-a zis următorul, că era Părintele Melchisedec de la Turma, Părintele Teofil de la Balaciu, care a trecut la Domnul, și încă un coleg sau doi. Îmi place să cred că Dumnezeu va găsi, ai spus pe Stăpânul, o cale să ne mântuiască pe toți. Ce zicea Părintele Teofil. Vedeți, adică, cum se întâlnesc. A zis cineva, nu știu, seara, că nu unică, că n-am citit și iau lucrurile, pentru că vrea să țină. Părintele Paisie, Ionite, merge cineva la el cu problemă. Și spune, Părinte, așa m-a învățat Părintele. Dar de unde știi, bă, de ce te-a învățat? Așa am citit la Sfântul Ioan Gură. Nu se poate. Nu cred. Vină cu Părintele, dă-o și cu cartea să vedem. Vine omul respectiv cu preotul și cu cartea Părintele Sfântul Ioan Gură de Aur și Părintele Paisie este așa. Eu nu l-am citit pe Sfântul Ioan Gură de Aur, atenție. Nu l-am citit pe Sfântul Ioan Gură de Aur, nu zice așa. Citesc împreună și Părintele Paisie avea dreptate. Era vorba de a Duhul Părinților, că se întreabă Părintele Plasidiu Seghitor, carte extraordinară. De ce nu toți părinții au reușit să împine teologia academică, să o împine cu teologia mărturisitoare, cu viața după aceasta? Și zice, fiți atenți, sunt trei. Părintele Iustin Popovici, Vladimir Lovski și Dumitru Stăniloae. Pe ei el era Părintele Plasidiu. Și încheie, zice, de ce ei? Pentru că au fost croiți din aceeași stofă cu părinții biserici. Mi se pare extraordinar. Iertați-mă că dar nu era să țin conferința, dar m-am scăpat așa vreodată. Așa, ca să zicem în încheiere, pentru că s-a făcut nou 10 care 25, sunteți rugați să spuneți ceva așa deosebit, ceva gingaș, să zicem, din petrecerea dumneavoastră cu Părintele. Îl rog pe Părintele, pe Părintele Sami, că eram tentat să spun eu, dar îl rog pe el și cu ce el să spun ceva, ce i-a răspuns Părintele Teofil când el l-a întrebat înainte de la Domnul, dacă dincolo va fi tot așa. Preasfințitul Sofian a spus parțial. Nu merge să vin aseară. Dar este extraordinar. Mie mi-a zis că a povestit de foarte mult timp și am zis, e cuvânt de materie, la ștărcea materie. Da, sunt mai multe cuvinte de materie de la Părinte Teofil, la Părinte Sibiu, de afară, fire de materie de la Părinte Teofil. În 2009, în 18 martie, a fost ultima conferință susținută la Alba Iulia, în titlul În fața Domnului Hristos. Apropo, aici, Părinte Teofil știa tot timpul titlul de conferință pe care le-a ținut înainte și mi-aduce aminte. Am realizat și ultimul interviu cu Părinte Teofil la Radio Reîntregirea. Interviu, nu știu dacă va fi chiar ultimul, dar a fost despre concluzii duhovnicești. Care le-am întrebat? Ați avut
la concluziile părintele chiar așa spune. Dragă, voi puteți să puneți la concluziile mele. Puteți să aveți încredere că ceea ce spun eu e verificat. E verificat prin experiența mea, prin viața mea, prin rugăciunea mea, prin slujirea mea. Și am să vă zic aici câteva concluzii de viața duhovnicească scurtă și ultima întrebare pe care i-am pus în acel interviu. Zicea părintele, păi cum ați sintetizat experiența de viață duhovnicească? Unu. Să știi că omul de lângă tine e o taină. Omul de taină. E foarte mult de tine. De oamenii, cum am știut, omul e o taină. Și al doilea, a doua concluzie de viață duhovnicească, pe bază de părintele Arsenie Pocan, a zis să ai îngăduință față de neputința omenească. Acestea sunt concluziile în sinteză a experienței de viață care de profil. Păi bine, să-ți dat întrebat despre altă, despre povedare, despre părtășani. Și l-am întrebat eu, părinte, aveți nădejde că vă veți întâlni cu Domnul Hristos? Da, cred că mă întâlnesc cu Domnul Hristos, cu Maica Domnului, cu Sfinții, cu toți cei care sunt de Rai. Am credința aceasta. Și l-am întrebat, părinte, toată viața ați fost nevăzător. Ce ne dăjduiți dincolo? Să vedeți? Și a zăpit așa pe mine puțin și a zis, dragă, nu știu ce va fi, dar dacă eu în Rai, eu te avea cu mică aceasta, că se mântuiește, că merge la Dumnezeu nu va zice, Teofile, tu și aici să fii, cum ai fost și viața precedentă morții, adică fără vedere, n-aș zice altceva decât slavă ție, Doamne, slavă ție, și Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos. Și am mai zis ceva. Deci atât de tare m-a marcat ceea ce mi-a povestit părintele, noi ne cunoaștem Domnului. Iar eu, așa l-am cunoscut pe Dumnezeu, așa l-am văzut pe Dumnezeu, așa l-am cunoscut pe Dumnezeu. Adică ori, pe dacă l-am cunoscut pe Dumnezeu așa, dincolo, eu am rămas și, mai uitați că am rămas dator cu o scala fericirii și vă spun foarte pe scurt, pentru că părintele a fost un om care s-a recomandat cu un om fericit și noi, dacă vrem, măcar să tindem către fericire, părintele Teofil ne propune o scala fericirii. Nu pentru așa, ca să fii fericit, trebuie să fii credincios. Dacă ești credincios, atunci faci voia Dumnezeu și primești poruncile lui Dumnezeu, devii rob al lui Dumnezeu. Împlinind poruncile lui Dumnezeu, ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu și devii cunoscător de Dumnezeu. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, îl iubești pe Dumnezeu și dacă îl iubești pe Dumnezeu, ești fericit. Și pentru aceste cinci trepte a folosit, s-a folosit Părintele de cinci nume din limba greacă. Credinciosul Dumnezeu în limba greacă se spune Teopis. Slujitorul Dumnezeu, Teodul. Deci dacă ești credincios, Teopis, ajungi să fii Teodul, credinciosul Dumnezeu. Dacă ești credinciosul Dumnezeu, ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu s-a spus în poruncile sale și se descoperă pe măsura împlinirii poruncilor Sfântului Sfântul Marul Acelui și mai Sfântul Vizitor. Ori cunoscătorul Dumnezeu, în limba greacă, se spune Teognos. Dacă-L cunoști pe Dumnezeu, atunci îl și iubești pe Dumnezeu și iubitor de Dumnezeu este chiar numele Părintele Teofil. Și se bucura părinte de un prieten din coleg de facultate care venea la sâmbătă și spunea ce mai faci iubitorule de Dumnezeu? Îi plăcea mult și spunea, dragă, uite, vezi, numele tău trebuie să viața ta să corespundă cu numele tău, cum te cheamă. Și dacă iubești pe Dumnezeu, ești fericit. Vă doresc tuturor să mergeți pe calea fericirii, pe calea credinței, pe calea primirii voi Dumnezeu, a cunoaște Lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, de experiență,